mulțumim foarte mult că sunteți aici, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Eu sunt Corina Bucea și de fapt o să-i rog pe fiecare să se prezinte, pentru că cred că fiecare se prezintă pe el însuși cel mai bine sau pe ea însuși cel mai bine. Foarte pe scurt, dacă puteți să spuneți cine sunteți, câte pălării purtați și ce nume au ele. Loran Maxim, regizor și manager cultural, și pălările sunt reciproca și Casa Transit. Bună ziua! Imeș Magdou Levente, cred că pur două pălării, doar două. Varotelem Proiect, Teatrul Independent Varotelem Proiect și Zug Zone, Spațiul Independent Zug Zone. Și sunt actor și manager cultural sau ceva de genul. Alo, se aude? Mihai Pregurski și sunt artist și anul acesta, alături de Răzvan Anton și Cristina Curcan, ne-am ocupat și de câteva expoziții din organizate de Fabrica de Pensule. Ana Cun, sunt artist și unul din trei membri ai grupului Balamuc Timișoara. Răzvan Anton, I'm a visual artist from the Paintbrush Factory. My name is Lara Ștefănescu, I'm a choreographer, I'm wearing one hat. And I also represent the National Contemporary Dance Center, which is not an independent organization, but is trying to do several things for independent artists. Hello, my name is Oana Mordare. I'm one of the administrators of the Reactor space. Thank you so much. The three debates today are linked together. The way I see them, the logic behind going from our experience in the work with Paintbrush Factory, 10 years that have passed, prin modelele diverse de organizații, prin exemplele voastre cu succesele și cu eșecurile lor, și încercăm să... Your successful or less successful experiences, and we are trying to envision a future for this independent sector. I hope that you have a clear perspective on this. I would like to take advantage of this anniversary moment, a very symbolical moment, and I'd like to ask you what you were doing 10 years ago and what was the world you were living in, how did the cultural field seem to you, and what was your position in this craziness around us? Who would want to start? Vava, please break the ice. You have more experience than all the others participants. Eram director artistic la Centrul Național al Dansului și fugeam de acasă des ca să fac spectacole prin structuri neindependente, structuri. Și în 2009, probabil că mai făceam și lucrările mele, pe care... Ce zici? Quartet, da. Numai că în 2008 și, mă rog, începusem să... Quartet pentru la Valier. Începusem să-mi promovez oarecum. Așa. În 2009 era destul de stabilă situația, așa. Părea destul de... că aveam un luft generos în fața oricărui chip artistic. Și nu se întrezărea, sau eu cel puțin nu întrezăream multiplele șocuri și crahuri care au urmat în acești 10 ani. Da, tu erai în România acum 10 ani? Da, eram încă în România. În
mai puțin. Romania. E ok totul? Că nu ne dăm seama de aici dacă... Da? Ha? Everything's ok. Ok, pe tine mă bazeam. Să nu, numai să nu ne concentrăm prea mult pe confuzia acestui moment, să o clarificăm. E ok? Ok. Ok. Perfect. Da, în 2009 terminam facultatea. Și acum, pe vremea asta, cu 10 ani, lucream în Petroșani, la Teatru Ide Sârbu. Mă angajasem de vreo lună și probabil plângeam printr-o cameră, temându-mă că și că o să... și speram să nu stau prea mult în camera aia, da. Și începeam să mă gândesc la plecat. Acum 10 ani venisem în Cluj și eram la facultatea de teatru și cam tot atunci am și luat contact cu voi și asta a fost destul de, nu știu, pe parcurs în ultimii 9 ani, în ultimii 8 ani și așa mai departe. Cred că știi, a contat întâlnirea asta și a avut un s-a suprapus peste niște energii și sinergii de prin Cluj. Mă gândesc la momentul Occupy, după aia la Roșia Montană și așa mai departe și îmi amintesc edițiile cu solidaritate pe care le-ați găzduit și de Tom Dimash și cam practic la acum 10 ani luând contact sau am fost după ce ați apărut voi, deci nu vă știu chiar de la începutului, dar da, acum 10 ani veneam în Cluj ca student a facultății de teatru și căutam în jur cam ce se mișcă și unde să mă orientez și pe cine să cunosc și da, și unde e conținutul care mă interesează. Da, 2009 a fost un an foarte important în cariera noastră, practic și noi atunci am terminat facultatea și poate că nu e adevărat, dar era o legendă că teatrele de stat nu prea au locuri, deci nu pot face angajări, dar sincer să fiu, nici n-am vrut să mergem acolo și împreună cu trei colegi de-ai mei de la facultate, CPI Jolt, Vișche Andrei și Vete și Nandor, practic în 2009 am înființat asociația Varotăr în Proiect și cred că încă din 2009 sau poate că începutul anul 2010 am început să lucrăm aici la fabrică, la etajul 2 în Teatrul Salamică. Deci practic atunci a început totul și da, nu cred că am știut ce o să fac în 10 ani, cu 10 ani în urmă, dar da. Da, eu eram într-o expectativă, într-un birou de graphic design și tot acolo sunt și acum. Eram încă în Anglia, acolo am locuit câțiva ani și pe în 2010 m-am întors și lucram într-un atelier de artist, eram asistent. Și în 2010 m-am întors și atunci am văzut prima dată fabrica. Era un loc foarte interesant. Și mă gândeam că eu era unul din locurile cu, din puținele locuri din România, cu un aer respirabil, știi? Și că merita să stau în zonă. With breathable air, so this is why I stuck around. Eram în primul an de la un master la litere, de creative writing, care a fost prima școală care mi-a plăcut să o fac. Și încă nu mi-am dat seama în momentul respectiv ce impact o să aibă asupra mea și asupra noastră, pentru că după aceea și eu eram într-un studio de design, am dat demisia și deci chiar a fost acum 10 ani, am realizat că a fost un moment foarte important pentru mine și pentru personal. Personally and also for
Tot în 2009 am venit cu mama mea aici la fabrică, la un spectacol regizat de Urban Andraș. Și era prima dată când am ajuns în fabrică și ziceam, wow, ce fain e, ce vibe fain are. Și mama nu înțelegea de ce îmi place atât de mult. Mi-a zis că ea a lucrat timp de 20 de ani într-o fabrică care arăta la fel. Deci. Excelent. Da, nu, n-aș putea să-ți descriu sentimentele părinților mei când le-am spus că în 2009 că eu urmează să lucrez la fabrica de pensule, deci cam toate visele lor despre ce ar putea să iasă intelectuala din mine sau păreau că se spulberă în momentul ăla, dar da, empatizez cu tine. Cred că mai am ceva de adăugat apropo de acum 10 ani, cred că atunci am început și rezidențele, rezidențele artistice aici, în fabrică, 2009 sau 2010, în orice caz, cred că imediat ce s-a făcut spațiul, cred că am preluat spațiul de la voi prima dată. Era puțin mai târziu, dar, dar asta îmi deschide, de fapt, o portiță pentru continuarea discuției noastre. Pentru că un alt lucru pe care eu l-am sesizat și nu știu dacă este ceva personal, este că toate poveștile și toate întâmplările și schimbările care s-au petrecut pe parcurs, la un moment dat încep să se suprapună destul de mult și e destul de greu să descifrezi care sunt și când s-au întâmplat anumite momente marcante. Nu știu dacă în ultimii 10, dar și mai mulți ani din munca voastră, dacă puteți cu ușurință sau aveți aceeași dificultate ca și mine să reperați niște momente importante sau niște lucruri care s-au întâmplat în domeniul cultural și care v-au schimbat cumva traiectoria, care poate fi în orice direcție, bine, rău, și mă refer din nou la un orizont care vi se pare vouă relevant, de la ordonanță de guvern până la, nu știu, oameni care au apărut în viața voastră profesională. Eu cred că e ca la dans, știi că nu ți-a sau mă rog, asta legată de corp, nu ți-aduce aminte când ți-e bine, știi, dar ți-aduce aminte durerea respectiv, te-a durut, ți-aduce aminte când ai fost dat așa pot să reperezi. Când am deschis rezidențele, aici a fost când am plecat, ne-au dat afară din clădirea Teatrului Național și Centrul Național al Dansului a rămas pe drumuri. Și atunci aici a fost singurul debușeu în care artiștii aveau un spațiu în care să lucreze. Asta cred că e 2011, de fapt. Și pentru mine, cred că asta a fost momentul, știi, rupturii fabricii, de cu niște ani în urmă, când am dat seama, de fapt, de atunci am înțeles pe propria piele ce înseamnă conflictul ăsta dintre public și privat, știi, dintre interes public și interes privat. Nu știam cum, sigur, cu toată energia aia, ce înseamnă asta când intră în joc piața, când intră în joc interesele financiare și când se separă, încep să se limpezească niște fire, niște linii. Și atunci te-am dat seama că, de fapt, acolo sunt, de fapt, niște opțiuni de făcut, de luat, niște alegeri de făcut și că nu te mai poți întoarce. Make a decision and you can't go back. Că e bine sau e rău, nu știu, whether dar era absolut bad, necesar. Know, ca oamenii să precizeze de acum intențiile și programul. Intentions and their program. Ok. Cred că aș putea rezolva ceea ce a spus Răzvan. Într-un alt fel, totuși, și pentru mine momentul ruperii fabricii a fost, cred, momentul în care am simțit că intru în fabrică prima dată, deși în principiu am intrat în 2014 într-o jumătate de atelier și cumva ca să lucrez cu o galerie care era aici, cu galeria Baril, și dar în momentul în care fabrica s-a rupt,
Și m-am rupt și de galerie, că am rămas și galeria s-a dus dincolo. Am început să mă uit, de fapt, să încerc să înțeleg ce înseamnă Fabrica de Pensule și ce înseamnă comunitatea și dacă... Pentru prima dată m-am gândit că aș putea să particip cumva la viața organizației. Și am început să mă implic puțin mai mult. Deci a fost cheie și dacă m-aș uita și mai în urmă, l-am întâlnit pe Cipri Mureșan în școală, la arte și era asistent și era foarte... funny, așa că mai venea în timp ce modelam acele portrete după gipsuri antice, Venus sau ce știu eu ce aveam de modelat și ne mai întreba de ce Venus and so and he asked us, what are you actually doing this here? What, why are you doing this? Erau capcană, nu? It was a trap. Era bună, din păcate a rămas doar un an și după aceea nu i-a mai dat ore. Stuck around for one year and then he didn't get any other classes. Dar n-a întrebat pe cine trebuie. He didn't ask the right question. Asta a fost important pentru mine ca să the right person. So this was important for me to understand what happened and could happen after. Ana, e pentru voi, pentru Ana, tine, de fapt, personal, e diferit pentru că lucrezi într-un proiect care poate este mai coagulat, fiind, sunteți mai puțin și un grup mult mai, poate mult mai bine strâns, e mai puțin complicată întrebarea asta? Da, e foarte simplu, noi suntem numai trei. Ne știm de 25 de ani, ce e la 38 de ani mult și avem cumva toate beneficiile din prietenia asta, că ne ajutăm unul cu celălalt și putem fi mai eficienți între ei financiar și working together, even financially speaking. Și în condițiile astea apar mai multe fluctuații sau nu neapărat? Adică nu neapărat comparativ, dar pentru voi au fost, sau pentru tine personal, au fost momente, așa, highlight, care au schimbat direcția foarte mult sau nu neapărat? Da, când în 2013 ne-am format, să zicem, ca Balamuc, și a fost, pornind, de exemplu, cu numele care a fost foarte, ne-am gândit să punem un nume care să suporte orice, să fie un fel de umbrelă largă sub care să putem să facem orice. Și ăla a fost un moment interesant după aceea, în care faptul că am pus numele ăsta prietenos și amuzant. A făcut spațiu să fie prietenos și amuzant, am vrut să avem o anumită deschidere pentru vizitatori, pentru, vin artiști să mâncăm împreună, dar să rămână totuși un spațiu privat, de studio, deci momentul ăsta când am făcut atelierul, when we opened the workshop, e the studio, foarte, foarte important și a dus lucrurile în direcții pe care nu le puteam vedea. Și după aceea, imediat după ce am făcut atelierul, am început singurul proiect comun, care era norma, un desen pe zi, scoate radical din pi, și în care desenam în fiecare zi unul dintre noi. Și asta a dus și mai aproape grupul, pentru că erau zile în care cineva nu putea să deseneze, dar avea o idee bună sau făceam un fel de leapșa în care mi-a plăcut ideea ta, o să o schimb un pic și fac și eu astăzi ceva. Și protecția asta grupului like în care nu mai știai cine ce a desenat, pentru că nu erau semnate, a dus și tema dintr-o zonă cumva neutră. Am început să facem tot mai multe desene pe teme sociale, politice. Deci mie mi se pare că toate, pentru că am luat așa de puține decizii împreună, cumva toate au fost extrem de importante în timp și au fost. Thank you.
Cel mai mult am fost în, sau am avut un contact mai strâns cu partea de arte performative de aici și pentru mine a fost interesant că i-am cunoscut pe oamenii ăștia complet în exteriorul fabricii, pe Miki Braniș, am cunoscut-o la Occupy, habar n-aveam cu ce se ocupă Miki și ce lucrează și ce face și o chemasem la un spectacol care aveam examen la facultate, pur și simplu ca mică, fără să știu de altfel ce se ocupă de Tom Dumas și așa mai departe. Și intrând mai departe în contact cu Miki și cu tine și cu Rarița și Kingo și mai multe doamne pe care noi în glumă vă mai zicem mătușicile noastre la reciproca și practic, odată ce am terminat facultatea și ne-am decis să creăm un ONG, primul lucru a fost să vă dăm telefon și să vă întrebăm cum se face, de ce se face, ce înseamnă aia statut, ce înseamnă aia, știi? Și ați fost suficient de generoase încât să... Ok, poate de acum încolo. Și asta practic, faptul că a existat deja un context care pe noi odată ce am terminat ne-a ajutat să avem, ne-a ajutat cu repere tehnice și practice și mai departe, e ceva important, știi? Și cam asta a fost, să zic, pe traseul meu profesional în momente bune din întâlnirea cu fabrica. Activity and getting into contact with the Paintbrush Factory. Chila is also here, so let's wait for her to join us. We're very happy to have you here. You have a place here. I'm sorry. Chila, Kensei, Chila, Casa Transit, nu știu, ce ați mai spus despre voi, habar n-am. What did you say about it yourself? Bine, dar se poate ca să vă ascult puțin, ca să intru în discurs și... Ok, și poate mai... Nu, am fost prinsă într-un alt eveniment și chiar că am vrut să particip de la început. I'm sorry I couldn't make it. Mi s-a părut interesant ceea ce spuneai tu, Ana, de momentul în care îți dai un nume și deja totul devine serios, nu? Adică te pui la oaltă, dar și formalizezi. Și sunt curioasă să vă întreb pe fiecare dacă e ceva din acest ordin, un lucru pe care l-ați făcut sau pur și simplu ceea ce s-a întâmplat cu inițiativele pe care le reprezentați fiecare, care a făcut ca lucrurile să se formalizeze și nu neapărat în sens negativ, dar cumva să prindă rădăcini și să fie destul de înrădăcinate. Și care e momentul ăla în care lucrurile devin serioase cumva? Da, vreau să dau mai departe, că trebuie să mă rumeg la ce ai zis. Legat de momentele cheie din scurta noastră istorie, habar n-am de ordonanțele de guvern sau cum mai zis tu, dar era foarte important și oarecum un răspuns și pentru întrebarea respectivă, că deci era foarte important primul AFCN câștigat. Nu știu exact, anul parcă 2012, și toate aceste mutări de ale noastre, deci am plecat de la fabrică la Casa Transit, după aceea într-un alt spațiu și de cel mai important moment era evident în 2014 când am găsit spațiul ăsta de pe strada Traian și acolo am înființat Zugzone-ul și da, oarecum atunci ne-am instituționalizat parcă într-un sens serio, da.
care are aspecte atât negative cât și pozitive. Da. Păi da, într-un fel am ajuns într-o rutină, într-o puțin ca o industrie, o fabrică de spectacole, cu tot am depus proiecte la FCN, chestii din astea sunt aspectele negative, dar care sunt de mult să ai de făcut. Și pozitive că în sfârșit adică mi s-a îndeplinit un vis oarecum, adică tot timpul am simțit nevoia să avem o casă noastră unde putem repeta, lucra, prezenta spectacolele și de atunci, practic, echipa Valoterăm și echipa Zugt, care e aceeași chestie, ca și echipă, ca și membri. Deci am devenit o echipă foarte puternică și bun prieten, exact ca la voi, numai că suntem puțin mai mulți. Da, da, asta e aspectul pozitiv. Apropo de momentele, you didn't ask about key moments, did you? Milestones. Dar mă gândeam, cred că pentru mine ca și o vreme destul de lungă îmi doream să fiu artist, acum zic că sunt artist, dar cred că e foarte important momentul în care îți dai seama ce știi să faci și în școală și la facultate și înainte, dar și la facultate cumva ți spunea ce ar trebui să faci sau să, cum ar trebui să arate lucrurile și încercai să faci o replică la niște modele care ți se păreau de urmat, așa, dar nu niciodată pentru o perioadă lungă de timp nu mi-era foarte clar ce știu să fac. Și unde, că aș fi vrut să desenez, poate bine, aș fi vrut să fiu artist, nu știu, să știu face fotografii și mi-am dat seama destul de târziu că nu știu să fac niciuna dintre astea destul de bine și că altceva știu să fac. Și acum, deja de la un timp, încerc să fac ceea ce cred eu că știu să fac și e mult mai bine, iese mult mai bine, cred, și uneori nu este artă ce trebuie să fac, poate altceva, dar folosesc resurse din bagajul ăsta acumulat în timp, care are legătură cu arta. Și e fain că în felul ăsta am reușit acum, cred, și cu Răzvan și cu Cristina dincolo să facem ceva care este serios pentru noi, este chiar serios pentru noi și în momentul în care este serios pentru noi are destulă energie, cred, să transpară și să treacă și spre ceilalți. Și asta am reușit, că e foarte important uneori să creezi un cadru în care alții să fie ei înșiși și cu interviurile astea, eu cred că a ieșit asta, că oamenii s-au situat și au putut să fie ei înșiși în cadrul ăla pe care noi l-am propus. Deci cred că e important să știi ce vrei să faci. Vava, aș pasa puțin la tine, mingea, pentru că e foarte clar că în tot parcursul, pentru că nu m-aș opri doar la Centrul Național al Dansului, ci toată istoria recentă a dansului, care este o instituție în sine, să zicem, mă gândesc, îmi închipui că momentul în care pui național în orice devine un moment foarte serios și în momentul în care începe instituție e da, poate după aceea parcursul mai degrabă este cum să-l faci să pară mai light decât este în condițiile pe care le ai. E atât de complex, adică întrebarea e cu 600 de întrebări de sus. Dar în contextul temei, și aici cred că vorbim despre eșecuri și succesuri, eu am făcut cumva experiența unei structuri independente pe care pur și simplu am pus-o în viață și care după aproape 3 ani s-a oprit. Era primul centru. Se numea Centrul MAD, Centrul Multiar Dans. Și care a reușit să
să facă și relația cu publicul și de fapt să aranjeze o structură pentru viitorul național, viitorul centru național. Aici sunt foarte multe aspecte și nu cred că putem să... Dar vor revenind la temă, când am închis MAD-ul și am suspendat fundația care are aceeași vârstă cu tranzitul, am fost în același program euroar, am resimțit-o ca pe un eșec puternic și dărâmător. Numai după 3 ani, dar aveai senzația că a fost dintotdeauna acolo, că făcuse atât de repede pașii înainte, încât cred că noi înăuntru n-am știut să transformăm momentul și să-l... Dar s-a transformat el însuși în Centrul Național Dansului, pentru că acum, privind 20 de ani în urmă, da, 19, mă gândesc că n-a fost deloc un eșec și mă gândesc că lucrurile trebuie lăsate, contextul trebuie lăsat să lucreze pentru chiar și pentru Fabrica de Pensule. Chiar întrebările astea, vedeți vreun viitor în Fabrica de Pensule? Vedeți cum poate exista? Mi se pare că noi încercăm să controlăm ceva ce nu e chiar al nostru. Sigur că o groază de strings attached to this. Și cred că are legătură și cu eșecul personal sau cu internally driven structură. Oarece ține foarte mult de spații sau locuri create de artiști care au viziunea lor, care au energia lor și puterea lor și puterea mai ales de a răspunde unor nevoi, de fapt, că asta, așa, cel puțin și Centrul MAD și Centrul Național Dansului foarte multă vreme și-au organizat absolut toată viața în funcție de ce e nevoie să acopere pentru artiști, pentru dansatori, pentru politici publice, pentru a avea o casă, pentru totdeauna răspuns în logica nevoii. Cred că în 2014 de-abia am reușit să oprim această nevoie pusă în prioritate și să o gândim cumva mai formal, dar cumva mai deschisă, și atunci fiecare rol, fiecare actor sau așa și-a găsit locul în această, în acest sistem, care este un sistem foarte temporar și ăsta. Adică lucrurile au luat-o la vale atât de rapid și transformările de context sunt atât de puternice, într-un fel, încât toată poezia și energia cu care am tot început, sunt atâtea începuturi și peste începuturi, că energia... Mi-aduc aminte de Alex Loeșerban, care a venit la lansarea Centrului MAD și a zis, hai să vedem cât vă ține. Dacă ține, e proba timpului. Dacă această energie este și după 5 ani, atunci e ceva. Numai că în 2000 eu m-am supărat pe el. Și am zis, cum adică? Energia asta o să fie forever. Între timp, contextul ne-a cam copleșit pe toți. Și au fost foarte multe schimbări neașteptate. Adică, cum ziceam, în 2009, poate că... cred că la momentul când Dan Terjoschi făcea zidul, care a fost ulterior în 2 ani dărâmat, nu se întrevedea că rămânem pe drumuri, nu se întrevedea că se dizolvă toată comunitatea. Și cred că cu toții am luat-o ca pe un eșec, iarăși, ca pe un eșec personal. Și nu e așa. Nu e așa, pentru că lucrurile astea continuă undeva. Și dacă era, succes, era traversarea asta, cred că este cel mai mare succes. Și când poți să le treci dincolo de
de, mă rog, frustrarea asta personală. Și acum, sigur, sunt foarte multe întrebări. Mie mi se pare așa, una din întrebările care mă bântuie este, este continuitatea un succes sau e o fantasmă, o fantasmă, o himeră, o, că nu pot decât să felicit Casa Transit că da, exact asta vreau să profit de ceea ce spui tu și să să rog pe Cilo să ne spună dacă întrebarea asta este continuitatea un succes, e ceva ce ți-ai pus de multe ori, e întrebare pe care ți-ai pus-o de mai multe ori sau nu? Nu cred că eu personal că m-aș fi gândit în termenele acest de succes. Dar eu pot să mă leg de conceptul de, adică de ideea de a avea energiile necesare. Asta e enorm de important. Adică eu cred că toată scena independentă se naște din aceste energii și se poate menține. Acum, da, continuitatea e foarte importantă, nu neapărat în cazul nostru, da, e important să rămânem în aceeași casă, proiectul Casa Transit are scopul principal de a face acest proiect în fosta sinagogă, cu aleițe de când Casa Transit, dar cum să zic, o continuitate poate să însemne ca aceeași energie să se transpune chiar și în alte spații, ca oamenii care s-au coagulat cumva să rămână împreună sau să mai caute și găsească alte parteneriate. În sine e foarte important ca energiile acestea de a menține scena artistică independentă. Mi se pare enorm de importantă. Nu, cum să zic, și pentru toată societatea. Cumva, nu, te-aș ruga să ții un pic microfonul pentru că dacă e să ne gândim la acum 10 ani și pentru mine și momentul în care am venit în Cluj, cumva singurul reper în Cluj de normalitate culturală era Casa Transit și cred că asta pe foarte mulți dintre noi, exact în felul ăsta ne-a marcat și asta a alimentat foarte mult scena independentă. Și mă întreb cum cumva ceea ce am simțit după aceea și cu ce pot să ce pot să-mi închipui este că aduce responsabilitatea asta în spate de a ține un proiect pentru că există pe partea cealaltă o întreagă lume care are această așteptare de la tine. Cred că e o, poate fi o greutate care ți atârnă destul de tare de picior. Cum faci față la, adică pe parcurs, cum faci față? Cine sunt aliații și cum poți să păstrezi energia asta în așa fel încât să poți să răspunzi așteptării? Eu nu cred că lumea are nevoie neapărat de mine ca și persoană. Are nevoie de acest spațiu, în mod sigur, și de niște idei sau concepte. Sigur, eu fac parte de asta, dar nu eu singur, de altfel, nu, acum profit de faptul că e și Peter cu mine, soțul meu, Peter Axancovaș. Încerc să zic de fiecare dată că, de fapt, proiectul Casa Transit a început cu el, adică noi doi am scris un proiect și am reușit să închiriem imobilul ca și persoane fizice de la comunitate și după aceea foarte, desigur, deja aveam alianțele, aveam prieteni care erau în spatele nostru, dar cumva ne-am asumat acest risc să avem spațiu și după aceea am fondat Fundația Transit și cum să zic, probabil această continuitate, dacă vreți, nu era una chiar foarte continuă. Aveam urcușuri, valuri, totdeauna am avut perioade mai bune când ne-au alăturat oameni, s-au implicat oameni care au venit cu noi energie și, cum să zic, nu vreau să zic că niciodată n-a contat dacă am avut bănuți sau nu.
dar să știți că am avut niște perioade absolut critice, absolut, pot să vă zic că nu că low budget, dar non-budget, adică fără contribuția oamenilor și a noastră personală, n-ar exista Casa Transit. Și acum, no, cred că e un moment iarăși foarte bun, sper că nu se ne dea afară ca pe voi. Be kicked out, just like you are being kicked out. Yes, we hope so too. Și acum avem o echipă iarăși excelentă și we have an excellent team. Have you already spoken? No, no. Vorbit mult. Știi că au vorbit bine. Da, foarte bine. No, dar no, chiar vreau să vă zic că mă bucur foarte tare că no, e Lolo cu noi, e Noții aici în sală, e Mila aici în sală și mai și alți colegi, Otilo și Reiko, da, Reiko, nu sunt aici, dar contează enorm de mult și că ei pot să putem lucra împreună. Aș vrea să îi pasăm puțin microfonul Oanei, pentru că aș reveni la ceea ce spunea Vava înainte, și anume faptul că centrul, și de fapt mă gândesc din nou la, fac din nou trimitere la povestea fabricii, proiecte de genul ăsta de multe ori se nasc ca răspuns la o nevoie. Și care uneori e o nevoie a comunității care creează, sau uneori e care inițiază un proiect, sau uneori e o nevoie a unei comunități mai largi, să zicem. În cazul vostru, care a fost, dacă a fost proiectul reactor un răspuns la o nevoie și cum te raportezi față de nevoia asta astăzi? Sau cum vă raportați voi? Clar, a fost un răspuns la o nevoie personală, profesională, de a avea un spațiu de lucru, dar și de a avea o comunitate în care să lucrezi. Și aici intervine revenirea noastră în țară, în contextul în care de, nu știu, cam un an jumate lucram independent în Barcelona, într-un alt context, în care ne zbăteam destul de mult și acolo am avut această revelație că același efort probabil ar avea alte rezultate în țară, unde simțeam că și nevoia unui spațiu ar coagula mai multă lume și ar putea crea o comunitate în jur. Și în continuare, adică eu și cu acest context al fabricii mă face să-mi pun această întrebare dacă spațiul ține oamenii sau dacă oamenii țin spațiu și fiind și noi într-un punct în care cred că avem o oarecare stabilitate cu care să putem privi înspre viitor și să ne facem un plan, adică cred că avem un respiro în care să ne gândim că ăsta s-ar putea să fie unul din cei mai buni ani în care ar trebui să ne gândim ce facem peste următorii doi ani când ne expiră contractul și știm că asta se întâmplă și ne întrebăm dacă în acel punct o să fim deja suficient de puternici ca echipă și ca oameni încât să trecem de acest hop, dacă o să trebuiască să existăm în afară unui spațiu, dacă o să găsim un spațiu, dacă o să fim cumva suspendați. Dar mult timp am crezut că suntem spațiul și că spațiul ne ține împreună, dar acum, da, chestionez această treabă. Și e vreodată timp cu adevărat sau e vreodată energie să poți să ai acel moment în care te gândești la viitor sau planifici, și dacă viitor e anul viitor, în condițiile unui ciclu constant de care probabil că are ca puncte așa aplicații, implementare de cont. Sistemul de aplicații, chiar cred că, cum zicea și Levi, e un punct acolo în care îți iei treaba în serios și ne-a ajutat foarte mult să ne structurăm și gândirea și calendarele, adică te obligă la o organizare cum probabil nu ai avea dacă ai lucra doar pe cont propriu. Și sunt clare ședințele acestea din toamnă în care îți faci planificarea pe ce aplicație o să ai și toată strategia pe anul viitor.
clar, ăla e punctul în care ne întâlnim ca să decidem de fapt ce direcție vrem să avem și pe ce ne bazăm ca resurse pentru încă un an. Și a devenit cu, da, ședințele de AFCN au devenit punctele noastre principale de gândire strategică. Dincolo de asta, există nevoia de a avea total alte cadre, adică de a fi într-o tabără undeva sau într-o cabană, undeva în natură, în care să-ți dai un alt tip de respiro ăsta în afara presiunii și să te gândești mai degrabă, mai aproape de tine ca individ, cam tu pe unde ești și cam tu ce resurse mai ai sau cât mai poți și ce planuri mai poți să ai împreună și colegul cum se simte și dacă, adică sunt alte tipuri de strategii acolo, în alte cadre. Dar da, e bine să avem timpul ăsta. Acum aș da șansa vouă să puneți întrebări. Simt că poate se învârt niște rotițe și în rândul publicului, așa că dacă vreți să interveniți asupra oricărui subiect sau... Așa. Două secunde. Avem nevoie just a second, wait. Dar îl țin eu. O să fac asta pentru tine. O să fac. Nu, eu mă gândesc că la artă contemporană, cel puțin în Cluj, nu știu dacă există altă scenă decât cea independentă, nu știu dacă... Da, era un comentariu. În sensul de succes sau în sensul de eșec? În sensul de scenă. Nu? Rămân aici. Dar stai să vedem dacă... Hai, cineva trebuie să prindă momeala asta. Anyone, someone has to bite this. Nu? Ok. Peter. Da, nimic, nu mai am vrut să zic trei cuvinte, da? Că ce pus în aici în Cluj și ce cunosc eu? Au apărut tot feluri de inițiative de artă contemporană și niciodată nu s-au ciocnit, nu s-au ciondănit. Întotdeauna a fost, cred eu, o colaborare între acestea, ceea ce e bine. Mulțumesc. Acum chiar trebuie să prindeți mâneala asta. Hai. Păi nu știu, acum se pare că deja intru în rândul generației, nu știu, așa mai de vârstă sau nu știu, adică noi... Da, adică așa... Asta era o experiență, nu știu, clujeană de altfel. O să o întrebem pe Vava dacă s-a întâmplat și la București această treabă, dar eu am povestit de mai multe ori, mai de mult, că în anii 90, când și Casa Transit s-a înființat, erau mai multe inițiative, dar cum să zic, nu prea erau spații, nu prea erau instituții, organizații, dar... Și asta mi s-a părut formidabil și încă în ziua de astăzi că chiar a existat o cooperare numai pomenită între aceste grupări. Adică, de exemplu, și prin Casa Transit a trecut cam toată lumea, dar nu numai, adică, și noi, cum să zic, totdeauna când... No, ce era atunci? Era Music Pub, ca și o instituție culturală foarte importantă. Da, să știți. Absolut. Da, Insomnia, absolut. Ce era? Era, da? Și, bine, Sindanul nu era chiar independent, dar nu știu dacă mai știți de Sindan. A fost, da, a fost foarte important. Da, și după aceea încă se numea Centrul Cultural Francez, acum e institut, care nu era independentă, dar cumva s-au intersectat toate aceste spații, nu știu, erau expoziții organizate în poduri, eu nu știu ce locuri incredibile și cam...
cred că și acum voi puteți spune mai mult despre asta, dar cred că toată lumea lucrează, nu? Într-un fel sau altul. Și asta mi se pare foarte important, fiindcă apropo de ce înseamnă scena independentă, cred că dacă și, nu știu, municipalitatea sau administrațiile locale și, nu știu cine sunt alți factori de decizie, ar înțelege că a fi independent nu înseamnă o amenințare, da. Că nu e o amenințare, că doar cei independenți nu vor să ia toată puterea, nu? Da, dar și că ei pot coopera și conlucra din propria lor voință, nu? Că nu trebuie impusă această treabă. Adică, eu zic că astea sunt ideile cele mai importante. Este limpede că la nivel de cooperare și de bună înțelegere, centrul dansului a apărut clar dintr-o dintr-o reală comunitate, s-au fost câțiva care au luptat pentru asta și au fost toți pe mână, cum se zice. Altfel n-ar fi putut să facă breșă în sistem și să pătrundă și să instaureze o structură cu care nu știu nici în prezent ce să facă și cum să facă. Deci este corp străin într-un sistem așezat bine. Sau, mă rog, așezat. Și cred că partea cea mai grea a centrului a fost să fie buffer între spiritul ăsta foarte fluid și flexibil și așa, al scenei independente și al artiștilor care la început aveau cheie de la spațiu, la două noaptea veneau să lucreze. Nu s-a mai putut, formalizându-se și așa, și până la explicând de ce trebuie adus calul Alexandrei Pirici la etajul 4 și asta costă 4.000 de euro. Adică bufferul ăsta până când am ajuns anul ăsta la ceva inimaginabil, o relație cu autoritatea care e greu de replicat. Nu există, deci în ultimii trei ani s-a degradat enorm relația asta între autoritate și un spațiu care se ocupă de independenți și, într-adevăr, autoritățile, nu numai că dacă ar înțelege, sunt atât de speriați de cuvântul independent, încât ți-e și frică să-l mai spui când ești pe holurile ministerului. Și am fost și întrebată, dar cine sunteți, de unde știți cum se vinde dansul contemporan? Zic, nu se vinde. De-aia știu. Întrebare către toți. Am fost seara asta la București, la ceea ce se chema Cultural Management Academy și am lucrat cu vreo 15 oameni și la un moment dat i-am întrebat în cadrul unui atelier cum se văd ei în sectorul cultural în 20 de ani. Doi din cei 15 respondenți se mai vedeau în sectorul cultural în 20 de ani. Cum vă simțiți dumneavoastră? Thinking of themselves as being independent in 20 years' time. How do you feel about this? And progressive youth, please. Yeah. I'll hold the mic for you. Avem 3-4 copii, două mașini, two cars, mulți bani, a lot of money, cultural. Aș reveni puțin la întrebarea anterioară, dar încerc să-ți dau un răspuns. Deci oarecum e logic și natural despre ceea ce zicea Peter, această
aceste parteneriate între noi. Bineînțeles, pot să mă enunț mai în primul rând despre artele performative, despre teatru, dar am avut foarte multe proiecte care le-am făcut împreună. Tandemajul, linia de producție, mereu am făcut și noi parte din programul acestor evenimente. Am avut acel proiect de audience development comun cu Fabrica de Pensule, Reactorul și Zugzon. Multe proiecte comune cu Reactorul. Deci e foarte firesc, fiindcă avem aceeași probleme. Și practic partea de eșecuri cred că e tot aici, adică problemele legate de spațiu, ceea ce trăim acum în prezent, că suntem aici la aniversarea de 10 ani al fabricii, dar nu mai există sau nu știu ce, adică chiar nu știu. Am fost acum la etajul 1, ne-am uitat cât de frumos s-a făcut acolo. Zice Oana despre încă 2 ani de contract, noi avem încă un an, contractul se înrămește din an în an, deci nu avem nicio garanție că, deci practic nu știu ce o să facem într-un an, nu în 20, dar și cred că asta este o problematică foarte importantă de bază, adică dacă am reușit cumva, bineînțeles, wishful thinking sau cum zice în program, să facem rost de un spațiu comun care este foarte frumos, atunci eu mă văd pe mine însumi în 20 de ani făcând aceeași chestie, pe mine mulți bani, bineînțeles, și copii și mașini, dar ar fi piscină în cadrul imobilului, dar ar fi minunat. Aș putea fi foarte pesimistă, sunt de obicei, dar nu o să fiu. Cred că țin cum că nu visam nici ca în 5 ani să fiu tot cu reactorul în cap, ceea ce 5 ani a fost mult. Cumva ce am învățat din surpriza celor 5 ani este că există o dinamică a acumulării și că la un moment dat nu mai ești chiar în fundul gol cum a fost la început și atunci încerc să-mi pun speranța că timpul acumulează totuși această experiență și această muncă care se tot investește și că o transformă în ceva. Poate nu se transformă tot într-un spațiu pe care visăm, poate, nu știu, o să învățăm să fim mai nomazi, nu știu. Dar simt tot mai mult și mai întâi în vârstă că înaintez pe un drum, adică e clar că e profesia pe care mi-am ales-o și atunci mi-e tot mai greu să-mi imaginez scenarii în care o să am altă profesie. Deci, da, merg pe opțiunea acumulare și păstrarea traiectoriei într-o formă sau alta. În optimismul meu că se poate întâmpla asta și că nu se vină întâi sistemul împotriva noastră, cu tot cu gentrificare și cu toată susținerea primăriei, care să sperăm că 20 de ani încolo va avea altă viziune asupra noastră. Asta este super important, asta e vital. Dacă se poate schimba o percepție în 20 de ani, avem și noi o șansă. Dacă nu, da. Eu am altă vârstă, de aia. Am alte probleme. Acum 50. Eu peste 20 de ani mă văd ieșită din capcană, din această capcană. Și parțial și din această iluzie. Și în continuare am o problemă cu continuitatea. Nu știu, nici nu știu dacă trebuie să nu. Adică când zic să ies din capcană, cred că cea mai mare speranță este să învăț să let go, să se întâmple, să închidă, să ardă. Pentru că exercițiul nostru cumva este un nesfârșit luat de la capăt, un nesfârșit în fundul gol. Adică te pui din nou în fundul gol și iar o iei de la capăt, cu alt suflu. Și pare că nu se plictisește nimeni de acest sport. Dar eu aș vrea să mă plictisesc.
Mă gândeam și la întrebarea ta, Ișvan, și foarte mult la ceea ce ziceai tu, Oana, știi, legat de a fi nomad sau nu, și că, bine, sigur că ne putem conserva energiile și poate pune în altă formă sau găsi alte feluri de a le manifesta. Dar, totuși, mi se pare foarte important. Uite, cu reciproca, când noi am deschis reciproca cu 5 ani, ne-am asumat statutar și ne-am gândit, efectiv, ăsta era proiectul, să fie un proiect fără spațiu, știi? Și care să lucreze cu diferite... Și e fain, dar am învățat între timp că, totuși, cum să spun, argumentul simbolic a unui spațiu sau spațiu ca resursă minimală ca să poți să faci asta, e ceva ce nici nu ar trebui să ne închipuim că vom fi chiar puși în situația asta, știi? Adică, nu știu, peste 20 de ani cum va fi și dacă vom fi tot în Cluj, probabil că centrele culturale se vor face mai departe de Apahida, mai deși tot ce va fi centru se va face business și, nu știu, vom merge în Zalău, în Bistrița, Hunos, dar e... da, trebuie cumva, cred că, să ținem și la argumentul spațiului, știi, la argumentul, bun, nu e asta altul, dar la argumentul spațiului și efectiv, acum ce se întâmplă e, poate în felul în care a fost până acum fabrica, da, se încheie un capitol, dar în acest capitol piața imobiliară joacă cel mai tare rol, adică dincolo de rupturile interne, externe, adică e bătut de piața imobiliară. Nu știu, nu știu ce va fi în 20 de ani, mă gândesc că, acum din toate comentariile de aici, mă gândesc că cooperarea din scena independentă nu e problematică, asta e în regulă, asta există, știi? Problema e că nu există legătură între scena independentă și instituțiile publice, știi? Și acolo, adică noi trăim în 10 ani cât ei, știi? Cât e în 100 și nimic sau aproape nimic din agendele, programele, subiectele scenei independente nu intră în instituțiile publice. Adică mă gândesc la școlile de artă din România, la muzeele de artă din România. Acolo oamenii sunt foarte liniștiți, nu? People are quite pleased. Ce să zici? Și noi... Rânță mine, nu? E curios, adică sunt atât de multe lucruri. Eu lucrez și la școală. Lucrez și aici, la Cluj, la UAD. Și acolo te liniștești. The school, and this is where you find rest? Da. Aici te enervezi. Și dau seama că astea sunt cercuri. Alea sunt locurile care, cercurile care nu se întâlnesc, știi? Nici măcar tangențial, știi? Că scena asta independentă se dă de ceasul morții și lucrurile, de fapt, acolo au o inerție infinită. Și, nu știu, e într-un fel la sol, știi, când ne agităm așa, știi? Legat iarăși de bugete, de supraviețuirea asta, de pe o zi pe alta, știi, cu... Acum ne uităm la FCN-uri, de exemplu, că erau, a fost cu ultimul rând de apeluri, ne-am uitat la bugete, bugetele sunt aceleași și e tot mai interesant că bugetele acum sunt... Bugetele sunt din Est, prețurile sunt din Vest, știi? Avem combinația totală, știi? Nu știu ce va fi... I don't know what's going to happen. Mize bune sunt, știi? Și asta e și ce am încercat să facem aici în fabrică. Știi, să ne uităm la mizele locale sau la lucrurile care ne privesc pe toți, știi? Premises. I was thinking how we could... Da, vreau să zic și ceva. Mi s-a părut interesantă anecdotă. Tot cu Răzvan discutând, spuneam că eu personal mă simt destul de ciudat să stau aici pe scaun, pentru că sunt mulți alții care au fost la început în fabrică și ar avea mult mai multe de spus despre ce a fost și poate uitându-se înainte despre ce ar urma, dar e curios că de obicei cei care ajung târziu trag concluziile și atunci...
Dar mă gândeam și la ce a spus Levi, legat de mașină, casă și copii. Eu am copii, am o dacie, așa. Dar mi-ar plăcea și o casă în Făget, însă mă gândeam că, cred că s-a vorbit și de temele importante și de temele momentului. Este posibil ca odată ce începi să acumulezi lucruri, să te îndepărtezi treptat de temele și de mizele de la nivelul societății. Și pe măsură ce încep să iasă lucrările din atelier, așa, să-ți fie foarte greu, de fapt, să te mai ancorezi în problematicile reale și să ajungi cumva, cel puțin pe zona artelor vizuale, se vede asta în multe situații, că te lași păcălit cumva, te lași păcălit și atras în vâltoarea asta, în valul ăsta al lucrărilor. Al producției de lucrări, ajuns să fie o mică fabrică de lucrări ale tale. E cumva, tu nu mai ești legat de realitate, sau nu vreau să generalizez, e un pericol și acolo, sigur, dar e o problemă acolo. Și cum eu mă întreb cum reușești totuși să păstrezi echilibru și să te păstrezi legat de ceea ce de fapt tu nu mai trăiești. Pentru că ai casa la Făget, mașina și cum mai comunici cu sectorul acela pe care la un moment dat reprezentai, poate, și care ți-a adus reputația sau ceva, nu știu, ceva de genul ăsta. Da, pentru noi, pentru Balamuc, e foarte ușor să rezistăm încă 20 de ani, pentru că presiunea e foarte mică. Adică noi nu facem aproape nimic public, avem cam două evenimente pe an, facem ce vrem noi, nu aplicăm la AFCN, banii sunt din buzunar sau avem colaborări, de exemplu, când am fost invitați de Bienala de Artă, am avut un buget de la ei. Facem lucruri foarte simple, cu puțini bani, și în rest ne vedem de treabă și asta a fost când mă mai întâlnesc cu oameni și îmi zic, mai rezistă Balamuc? Rezistă, nicio problemă. De ce să nu reziste? Avem cu gentrificarea, nu avem treabă că atelierul e în centru, deci s-a rezolvat, se ocupă cineva. Nu e al nostru, plătim o chirie de 800 de lei pe lună. Clădirea aparține familiei istorice care a construit-o și la care îi place foarte mult de noi. Deci, până nu ne dau afară sau nu se dărâmă că au renovat-o pe afară. Deci nu. Sunt furtuni. Sunt furtuni foarte nasoale. Da. Ok, și da, omoară oameni. Și furtunile sunt cel mai mare pericol în Timișoara, că pare totul foarte pozitiv. Nu e foarte pozitiv, am schimbat numai pe mine. Păi acum îmi dau seama, deci. Da, asta e problema. Deci asta zic, că tu zici că n-ai ce să cauți aici. Adică, da, rețeta succesului la noi este că avem foarte puțină presiune și intenționat am pus foarte puțină presiune pe grup și trebuie să ne aducem aminte tot timpul, băi, noi suntem în Balamuc, putem să facem orice. Și asta a fost un lucru care, adică să nu ne formalizăm, vai, dar lucrurile se fac într-un anumit fel, vai, dar o să zică lumea că asta nu e artă, vai, dar nu știu ce, vai. Și, da, deci numele e foarte important, chirie mică și program subțire. Și atunci poți să mergi. Da. Facem puțin, pentru că
ce se vorbea înainte cu dacă fabrica de pensule a inspirat alte modele. În Timișoara, cu un an înainte de Balamuc, a fost tam-tam, pe care eu să-l regret veșnic, deși nu am fost implicat în niciun fel. Pentru că tam-tam s-a dorit fabrica de pensule din Timișoara și a fost un proiect foarte mișto, dar care a fost îngropat de chirie și de dezvoltatori imobiliari și deci, într-un fel, na. Și zici că nu există o presiune pe... Frumos. Da, dar întrebarea e, voi trăiți din această muncă sau există joburi pe lângă și fiecare își vede de treabă și din când în când face și artă? Avem tot, e așa mai free form, deci facem tot felul de chestii și din aia trăim și... nu, de exemplu, no. Colegii mei fac example, destul de multă ilustrație. Mai facem workshop-uri, deci eu trăim așa foarte modest, afară de chiria asta mică, care se împarte la trei, dai seama. Nu avem cheltuieli mari, nu avem copii, e o economie fantastică. Colegii mei au trei pisici și un câine care fac cam doi copii jumate. Deci, na, e la ei mai nasol. Dar pentru mine, pisică nici ceea ce facem noi, nu, neavând un program de la stabilit, doamne, eu cu asta mă ocup și poți să faci orice. Și atunci, na, peste 20 de ani o să fac orice, e ok. Da, o să am un comentariu, că mi se pare foarte relevant întrebarea lui Ișvan, pentru că asta, adică ați imagina următorii 20 de ani, înseamnă ați imagina un domeniu în care vrei să activezi, iar domeniul în care vrei să activezi e unul atât de nesigur încât ești obligat de acum să ai și alte direcții sau să faci multitasking sau să fii specializat nu doar pe ceea ce știi tu să faci artistic, ci să și manageriezi, să gestionezi, să scrii proiecte și așa mai departe. Și aici mi se pare că e un pericol, de fapt, în continuitate. Cât mai rezistăm să fim multitasking în domeniul în care vrem să activăm? Și e domeniul independent, unul sustenabil, ca tu să trăiești și să supraviețuiești, să-ți plătești chiria și să faci copii și să ții mașină și să ai o casă. Că nu e. Asta e o chestie pe care am constatat-o și noi prin interviurile, prezentările pe care le-am înregistrat și care sunt în expoziție aici. Sectorul ăsta, de fapt, el nu este reprezentat de instituție, este reprezentat de oameni care rezistă, dar rezistă greu, care își funcționează la o turație destul de ridicată. Și uneori majoritatea sunt epuizați după 10 ani. Asta e. Deci dacă intrați în expoziția din pilot, o să vedeți că ne gândeam așa glumind că ar trebui să punem șervețele la ieșire. Deci lucrurile sunt foarte dure și oamenii îmbătrânesc mai repede și uneori au și probleme de sănătate. Adică e așa, puțin extra dramatic, dar este adevărat și există o doză de sacrificiu acolo, eu observ la oamenii ăștia, nu mă consider unul dintre ei, dar văd, privind de afară, că există un nivel al sacrificiului, adică faptul de a pune pe hold familie și alte lucruri care poate ar fi importante și sunt mulți oameni din acest sector, așa zis și independenți, nu? Care fac lucrul ăsta și unii dintre ei fac conștient, pentru că văd o miză și văd că asta e lucru pe care îl știu face și că este nevoie de acel efort al lor, dar sunt absolut convins că nu e simplu și se văd rezultatele uzurii în timp. Poate
poate că e și în legătură cu misiunea pe care și-o proiectează fiecare. Uzura pe gradul de misiune, că asta încercam, urma să întreb dacă voi considerați că aveți o misiune sau e misiunea artistului în viață? Perfect. Oh, platform has no program. I will take a leaf out of your book. Dacă mai sunt alte întrebări din sală, eu vă încurajez pe voi să mai puneți întrebări, că altfel eu mai am, dar... Feel free to ask them. I have my own, but... Aveți voi pentru ei întrebări? Do you have questions for the audience? No? Ok. Mă simt descurajată. Tema asta cu eșecurile și succesurile. Cum? De ce ați ales tema asta? Păi, uite, da, acum exact asta vreau să zic, că ne învârtim în jurul cozii, așa puțin, dar nu eu am ales tema cu eșecurile și succesele, dar poate cine a ales să ne povestește. Nu, serios. Marina, uite, Marina, te rog. Vrei să ne spui de ce tema cu eșecurile și succesele? Sau să ne dai un pic de inspirație pentru a continua discuția? Poți să mă plimb? Atâteți covorul, că altfel mă simt prost să explic fără covor. Nu, poate să fie gri. Ok. Păi, cred că mi s-a părut, din experiența mea relativ scurtă de sociolog, socioloagă, care se învârte în lumea asta, a artei independente mai ales, mi s-a părut că e marcată existența voastră și a noastră constant de niște eșecuri. Adică se simte așa tot timpul o, nu știu, o amenințare sau o frică că s-ar putea să nu funcționeze, că mâine pe mâine se închide spațiul. Și, pe de altă parte, m-am gândit că sunt și foarte multe succese. Nu știu, poate ăsta de azi, de aici, poate atâtea alte spectacole sau vernisaje bune pe care le-ați avut sau mai știu eu ce fel de alte evenimente sau publicuri pe care le-ați marcat în diverse feluri. Cred că e mai degrabă o invitație din asta la, poate la a gândi serios, dar fără prea multă complicație și fără prea mult efort din asta, nu știu cum să-i zic, filozofic. Adică mi se pare că cuvântul succes și eșec e mai mult sau mai puțin. Adică e ce spune, da. Partea bună e că fiecare poate să-l interpreteze în felul propriu. Pentru cineva eșecul este că n-a venit publicul la spectacol într-o zi. Pentru cineva eșecul este că nu a înțeles publicul ăla foarte numeros despre ce a fost spectacolul. Și cred că, având în vedere că toți și toate aveți câțiva ani de experiență în spate, aveți ce să ziceți când vine vorba despre arta independentă și succesele și eșecurile care o însoțesc. Deci, luați-o așa foarte simplu, poate. Ce succes aveți? Cu ce vă lăudați când, nu știu, vă treziți sau vă culcați seara? Eu aș lua în serios întrebarea asta. Ce e succes? Azi seară de la 8 avem o premieră, un cabaret despre burnout-ul artistului. Vă așteptăm cu mare. Come in great numbers. Ca încă nu știu, să vedem seara. The cabaret part, the show. We don't know yet. Zitu, ai zis deja. Nu, păi dacă locul reclamei, haideți la zilele tranzit, care începe duminica viitoare. Dar apropo de reclamă, vreau să vă zic, nu știu, a venit deja ideea că voi ați făcut așa o mare reclamă acestei clădiri, nu? Și atunci cereți-vă niște procente după aia. Toată lumea știe de Fabrica de Pensule din cauza activității voastre, nu? Și acum, nu, pe bune, așa la modul și mai serios, cred că am avea de, poate e o temă de casă să
încercăm împreună să schimbăm puțin statutul sferei culturale, la modul general. Că eu cred că au profitat de noi, de voi, de fiecare dintre noi, destul de mult și nu că de unde vine faima orașului, nu? Că e capitală culturală și bla bla bla, nu? Că, și atunci, cum să zic, până ce atrage atenție, ești bun pentru ceva și după aia te aruncă sau... Adică poate că ar trebui să ne gândim puțin să, nu știu, să... conceptualizăm mai tare rostul nostru sau noi producem un bun comun, nu? De fapt. Acum, mie îmi place tot ceea ce zici tu și te invidiez și eu absolut ok, dar totuși și voi produceți un bun comun, nu? Scuze, eu mă gândeam la chestia asta că există sectorul de artă independentă. Că în acest sector independent, totuși, niște lucruri s-au clarificat cu timpul. La început, toată lumea era cumva voluntară, la fabrică, avea o energie comună și lucrurile mergeau în aceeași direcție. Încet, încet, sigur, s-a pus problema, totuși. Organizații care fac profit, organizații non-profit. Și nici nu e independentă, ea nu e o chestie omogenă. Adică, și aici trebuie clarificat, că la un moment dat piața a intrat bine în noi, știi? Și a produs o fisură în plus în această scenă. Și faptul că noi acum închidem, de fapt, locul ăsta, nu se întâmplă doar pentru că e un proprietar care vrea să facă bani în plus, ci pentru că noi ne-am rupt la un moment dat. Și, de fapt, nu ne-am rupt pentru că erau animozități, ci pentru că era un conflict între public și privat, între profit și non-profit. Și când fabrica, toată lumea a construit un capital de vizibilitate, de încredere, care a fost speculat. De alții. And of course, all this trust capital that we built was exploited. Nu ne mai putem întoarce la momentul anterior. So we cannot go back before that time, before that moment when this happened, when this wall was built. Lucrurile sau proiectele care ne interesează pe noi sunt mai degrabă în zona non-profit, știi? Aia în care ești cam în îmbătarea vântului și nu te gândești la produse, știi, sau cum livrezi produsele și cu valoarea. There you don't think of deliverables and how you deliver your goods and how much they're worth, no? În legătură cu ceea ce spui tu și mi-a venit o idee care e de fapt o întrebare către noi toți și vine cumva din panelul de dinainte unde s-a formulat sau mi-am formulat eu o chestie legată de cum, da, de fapt Michi a zis, cum dăm noi mai departe ceea ce știm. Deci, mă gândesc că ar fi interesant să ne gândim la anumite practici de predare a know-how-ului pe care îl avem noi, celor care vin în urma noastră, înainte de burnout-ul nostru, cum ar veni, deci, sau al vostru, adică în momentul în care vă aflați voi, mulți dintre voi aici, mă gândesc la Reactor, la Levi, sau sunteți, faceți lucrurile super fine, se întâmplă lucruri foarte multe, dar veți ajunge probabil, sau nu știu, la un punct unde este acum fabrica sau este cel puțin la nivel personal, fiecare dintre voi, la burnout, la zone mai puțin plăcute ale acestei munci precare pe care o facem. Și fiecare dintre noi pășim în aceeași groapă sau în aceeași chestie și întrebarea mea este cum să predăm ceva din ceea ce știm înainte să se întâmple acest lucru. Dacă avem sau am putea găsi strategii, forme de a
Pentru că sectorul e precar și cu toții spunem că e precar, dar noi avem o mulțime de cunoștințe. Cum am putea noi să... Nu știu, deci întreb dacă aveți idei. Dacă... Pentru, da, pentru a asigura o continuitate, pentru a... Adică mă gândesc la o strategie în care explicăm fiecărui politician care vine la o dată la 4 ani la Consiliul Local și se sperie de cuvântul independent și se întreabă cine să știa. Și noi ne definim de două ori și a treia oară nu mai avem putere. După aia iarăși vine o altă generație care iarăși trebuie să se definească aceeași chestie. Ar trebui să facem un manual în care să avem strategie să lucrăm cu celelalte publicuri de care zicea Istvan, cel politic, cel al instituțiilor publice, în care autodefinirea asta noastră continuă, pe care o facem de 20 și ceva de ani, să existe continuitate în această definiție a independenței, de ce ne trebuie, de ce trebuie să fim, de ce... Da, dar nici ea nu, dacă o dai astăzi, e ca învățământul, pentru că tu înveți copiii pentru un viitor pe care tu nu-l știi și nu-l stăpânești. Și mi se pare că un manual deja caduc, deja anacronic, fiindcă acum tu ești într-un anumit context, pe când tinerii vor fi în cu totul alt context. Și cred că e un du-te vino, așa, eu sunt mai degrabă în zona flexibilității și nu cred că există manual, există această sisifică relație între putere, bani și lucrătorii, dar nu zic de manager sau așa, lucrătorii care pun ceva în spațiu public, care dau ceva, toți artiștii, toată lumea, adică poate să fie platforme, poate să fie spații, poate să fie organizații, totdeauna va fi du-te vinul ăsta și sunt perioade mai bune și perioade mai proaste. Dar sunt de acord că niște politici la educarea politicienilor, niște non-stop action, niște așa ceva ar trebui făcut, fiindcă și banul ăsta conduce la anumite obiceiuri de a-și petrece timpul liber, chiar și ei, da? În loc să... Na, dacă am întrebat pe ministrul acesta al culturii, domnul, ați venit vreodată? Nu! Și era să mă bată. Și, ca să răspund și la întrebare, cu ocazia asta, un succes este că am mai câștigat 100.000 de lei ca să putem să încheiem anul și să plătim chiria. Un mare succes. Nu știm nici mâine. Deci am fost în fiecare lună, așa. Deci nu cred. Cred că trebuie dus la dans contemporan cu forța. Cred că o să răspund destul de simplu, așa, sau comod, cred că un răspuns comod. Mi se pare că, așa cum formulezi tu, e o responsabilitate reală și una foarte mare, dar care pe mine în acest moment și probabil e normal, nu mă ajută neapărat să mă simt mai puțin, adică contribuie la ce ar putea fi un burnout, să mai port și această responsabilitate și să mai gândesc că am și această funcție. Și să mă gândesc dacă am energia să fac asta și e ca și când, nu știu, ca pensia, dacă ai responsabilitate că pui la bani la pensie sau nu știu ce, sau ești prea prins ca să te gândești la asta. Însă ce a funcționat pentru mine și ce cred că funcționează și pentru alții, sper, de pentru mine funcționează în continuare, e această puterea exemplului, adică pentru mine e learning process, fabrica de la A la unde s-o opria cu Z-ul, adică de când am venit în Cluj și de când am avut orice contact cu fabrica și aici și pentru mine și, nu știu, un soi de felicitări pentru cum trece prin criză și cum se ține și cum transformă un eșec, o ceartă, un conflict într-o formă de reorganizare și, nu știu, inițiative de acest gen pentru mine sunt în continuare modul de a învăța și au fost și mă inspiră și pot doar să sper că și noi prin existența noastră putem inspira și atunci faptul că și mă gândesc la asta
Când mă gândesc la asta, mă gândesc și la faptul că în 2009, când am plecat din Cluj, înainte să se deschidă fabrica, nu era absolut nimic care să mă inspire și cumva de asta am și suferit de lipsă de idei și am avut nevoie să mă duc într-un alt loc în care să mă simt inspirată. Deci mi se pare, adică și un tap on the shoulder pentru toată lumea și poate not to cope with this responsibility e că simt fapt că existăm, e și un succes zilnic și e și un succes colectiv și că să avem încrederea asta că inspiră, cred, pe cei tineri cu care cred că odată ce termin facultatea sunt cu ochii foarte mari și și dacă realmente își doresc să facă asta, sunt ca niște bureți și îi știți că vin și la voi, vin și la noi și te întreabă cum și ce ați făcut și cum se face și cred că aici vine un soi de dărnicie și răbdare în a explica oricui care-s pașii cu asociația, cu nu știu ce, cu... Cam asta pot să fac și cred că mai mult de atât momentan nu, doar dacă ar exista așa resurse extra. Da, mersi. Mi se pare destul de curios un lucru legat de școală. Este faptul că de foarte puține ori vezi grupuri de studenți cu profesori lor venind aici la expoziții sau în altă parte la expoziții ca nu ca activitate de clasă. Și cred că asta e puțin bizar și ar fi bine, sunt câțiva dintre noi care sunt implicați în participă la actul educațional prin profesori sau ce știu. Și cred că asta trebuie schimbat din interior. Este foarte important ca încă din școală. Eu am resimțit asta destul de puternic când am terminat, eram cu ochii mari, și cumva incidental, dar am găsit niște repere de care să mă agăț și să cumva să continui, să am acest persistență și insistență că eu trebuie să continui, dar este important din interior lucrurile să se schimbe, școala să se merge de ceea ce se întâmplă în mod real și nu doar de acele... Că ei merg, activități de clasă la expozițiile organizate în muzeul de artă, aici în Cluj, de exemplu, cu profesorii, dar acele expoziții de obicei sunt foarte localizate și foarte restrânse ca și... Nu sunt conectate la ceea ce se întâmplă în altă parte. În schimb, ceea ce se întâmplă în alte locuri decât acolo și în alte contexte este conectat. Și ar fi bine, din interior, poate cei dintre noi care participă la actul educațional să schimbe asta, măcar ei, să facă activități de clasă, în muzee, în spații independente, să critique lucruri care se întâmplă rău în muzee, să fie acolo, nu ca să strângă mâna oficialilor sau să-și arate și să caște gura, ci să critique ce cred că este de criticat, să deschidă gura. Asta e problema, poate că și noi suntem de vină pentru asta, că nu am... poate asta trebuie să învățăm pe tineri, este să învățăm să spunem ce credi. Există o problemă a discursului la nivelul sectorului emergent, care nu știe să spună ce are el nevoie și să o spună foarte clar și foarte tare. Țin minte cât de jenat mă simțeam în studenție când se organizau proteste ale organizațiilor studențești în centru și de la artă nu mergea nimeni. Cum de la artă nu mergea nimeni? Ar trebui să fim noi acolo, right? Adică... Can I also answer your question? Dacă tot ziceai că e nevoie să spunem și noi de ce avem nevoie, eu ca o persoană care nu sunt legată de nicio instituție, dar cumva apar în mai multe instituții, cum și acum azi aici, mi se pare că avem nevoie de agende organizaționale și instituționale și nu agende personale. Și trebuie să fie formulat mai întâi ce trebuie să se continue, perspectiva mea sau perspectiva organizației pe care o conduc. Și mi s-a părut că și aici în discuție se formulează foarte des dacă te imaginezi în 20 de ani să faci asta, îți imaginezi că organizația ta în 20 de ani o să mai facă asta sau să mai poate să facă asta și cred că aici este răspunsul.
still going to be alive in 20 years. Revenind la Kinga, aș ține întrebarea ta legată de cum poți transmite ceva din experiența, știi, adică asta, nu știu, într-un fel ca atunci când crești, cum poți transmite experiența de a fi luat țapă, știi? E transmisibilă sau nu? E posibil? Adică poți învăța de la cineva care a luat țapă sau trebuie să iei tu însuți țapă? Și încă nu știu dacă e posibil fără să treci prin această experiență. Și cred că unul din răspunsuri e legat de politicile culturale, știi? Deci, de bune practici, știi? Că ceea ce trebuie totuși povestit e legat de cum se finanțează politicile culturale în România. Ce e în spatele imaginilor? Cine le produce și pentru ce? Cât costă? Și dacă aia sunt bani publici, știi? Și să tragi la răspundere pe cei care folosesc bunul public, știi? Pentru agende private, pentru agende obscure, pe care le găsim. Da. If we open this topic, then we can... Sigur, dar cred că asta e absolut esențial de discutat cu tinerii și cu studenții. Că atunci când se duc într-o expoziție, în orice expoziție, să vadă, sau în orice eveniment cultural, să uite în spatele imaginii și să vadă cine plătește chestia aia, cum e plătită, care sunt mecanismele totuși, și să nu creezi în imagini, pur și simplu. Mai aveți întrebări sau I still have questions or comments from the room. Ok. Vă rog, îndrăzniți că ne apropiem de final. No? Dare to do so, because otherwise we'll be approaching the end of our debate. How timidly, ok. Da, eu vreau să întreb dacă credeți că ideea unei revendicări colective a murit, cel puțin pentru generația asta, și care ar fi contextul unui viitor în care poate să existe din nou o voce colectivă sau cel puțin o încercare de a avea niște revendicări colective venind din partea sectorului independent înspre administrație publică, de exemplu, care poate să pune la dispoziție aceste spații. Nu știu, o nouă criză economică sau care credeți că ar fi momentul? Ișvan, maybe you want to give an answer now. Nu e chiar un răspuns. Nu. Nu cred că pot să răspund, dar vreau să vă zic de o inițiativă în care unii dintre voi sau colegii au făcut parte, dacă mi-am amintesc bine, în 2008. A început o inițiativă de un fel de a face un fel de sindicat, dacă vrei, în sfera independentă, unde discuțiile s-au petrecut în casa Transit. Noi am inițiat această treabă, dar nu singuri. Și erau acolo, nu știu, mai multe instituții, organizații, nu pot să vă zic pe toate, nu știu, era firma nouă, Planver cu Transindexul, mai multe, nu știu. Voi erați deja atunci? Încă nu. Și am avut mai multe întâlniri și chiar am început să scriem niște chestii și ideea era ca să facem o platformă comună care să ne reprezinte în fața autorităților locale, ca să nu mergem totdeauna separat fiecare dintre noi cu problemele noastre, ci să ajungem la platformă comună. Chiar și am primit un nume, dacă mi-am amintit bine, se numea Gicu. Că era Gicu. Era Gicu. Cum? Ce prescurtare era? Grupul independent, dar pentru cultură. For culture. Asta. No, și acum, nu știu, arăt mai... Să spun ce s-a întâmplat. S-a înființat Fabrica de Pensule. The Paintbrush Factory was asta s-a întâmplat. Founded, was opened. Da. This is what happened. Da. Dar poate arăt către cei mai tineri, că
puteți face din nou. Eu o să idea to the younger ones, the younger generation. Voi ați încercat. You actually tried to do so at one point. Didn't you? O chestie legată de că există acum oameni pregătiți, știi, și scena independentă, totuși, chiar dacă ești ubră de financiar, totuși are oameni foarte bine pregătiți acum, manageri culturali, artiști, oameni creativi din diverse zone, deci acolo este un potențial. În același timp, și noi avem, și sunt destui oameni care văd lucrurile destul de asemănător, știi? Dar nici problema e că nici administrațiile locale n-au stat pe loc, știi? Și ele au avansat în mecanismele lor de a păcăli lumea, știi? Pentru că ele au și ele programe culturale, dar sunt un fel de niște programe culturale populiste, știi? Prin care acoperă zona respectivă, votanții sunt bucuroși, știi? Și scena independentă rămâne tot mai mult pe din afară, știi? Și îi spun că fac politici culturale, adică au învățat lecția asta, că trebuie să bifeze această căsuță și lumea să meargă bucuroasă la concert, știi? Până dimineața. Întrebarea e care ar fi contextul ideal pentru ca sectorul independent să poată să aibă o voce comună. Eu nu cred în voci comune, ci în multiplicarea de voci și nici nu cred, din principiu nu mi se pare că, deja dacă ne gândim că ei sunt ei și noi suntem noi, deja e o problemă. Deja e ca integrarea, nu știu, gay community în straight community. Deja e ei și noi, sau ăia și ăilalți. Nu e. Dacă nu încercăm să bombardăm și să lichenizăm, să infiltrăm tot ce se poate în sistemul public, care ne aparține și noi suntem ei. În aceeași, adică dacă noi considerăm că ei sunt ei și noi suntem noi, care e mai prost dintre noi? Ar trebui să gândim totuși, să punem în perspectivă altfel toate lucrurile. Fiindcă deja segregarea asta e nu-i sănătoasă. Nu mi se pare că e o chestie care să dea un fluid a unei vieți sociale, până la urmă. Am fost foarte tentată să închei această... sau? Hai că să dau... Okay, I'll give you another chance. Uite că Corina se încheie. Pentru comentariu. Cred că numitorul comun între ce spui tu, Flaviu, cu vocea, dacă se fie, cum se agrăghează, cum se crește și cu ce spui tu, că să nu fie vocea comună, numitorul comun este vocea și care încet, încet dispare. Că asistăm, practic, la o depolitizare, la tot și fel de metode de împociuitorism, de prin limbaj, prin agenda, prin spuneți tu despre ce frumos ați frumos, așa zice, așa, după care mergeți și mergeți de niște. Deci, nu asta nu ridici probleme, nu asta nu problematizezi, atunci ai bine. Și aici ajungem. Repolitizarea, recâștigarea vocii, după care se agregează ea. Că mai mare, că mai mică, în circuit, etc. Dar asta cumva ar fi ceva care ar merita contracalat această legire și la care o grămadă de instituții contribuie cu brio. Da. Din cei care se constituie ca platforme și își fac din asta misiune sau nu știu ce, deja sunt un dat al societății cumva și artiștii zic, păi, dar nu sunt aia care luptă oricum pentru noi. Adică e și un fel de lenevire din punctul ăsta. Eu cred că ori de câte ori avem ocazia, trebuie să batem la ușă și să spargem ușa până la capăt. Adică și numai spărgând ușa, adică având confruntarea asta, se întâmplă ceva. Na, e de traversat, altfel ei acolo, noi aici. Și asta rămâne doar o terapie de grup.
this is just therapy. Și pentru asta v-aș ruga așa măcar să lăsăm o sămânță de idee pentru viitor, pentru că ce vreau să spun înainte e că am fost foarte tentată ca ultima întrebare pe care vă pun să fie unde vă vedeți peste 10 ani. Deci vă rog să mulțumiți că, să mulțumiți că nu vă adresez această întrebare, dar în loc de versiune optimistă pentru viitor, pentru că vorbim foarte mult de inspirație și de ce lăsăm în urmă și care sunt mecanismele prin care le lăsăm în urmă, vreau să vă invit pe fiecare dintre voi să lăsați un gând, o idee, un lucru care vi se pare important și care v-ați dori să se întâmple sau pe care v-ați dori să-l faceți în viitor, în așa fel încât sectorul cultural independent sau munca voastră în sectorul cultural independent să fie puțin mai luminos în viitor. De ce ar fi nevoie? Nu pot așa spontan. Păi, cred că, nu știu, pentru mine e un timp acum de rumegat, știi cum zice Zizek, acum think, not act, adică un picuț e de stat și de rumegat la ce a fost până acum și ceea ce întrebai tu, Kingo, e bun. Evident că să-ți strângi și să diseminezi arhiva și așa mai departe e ceva în plus de lucru, dar în același timp să cauți sau să cunoști cât de cât istoria din jur, băi, n-are cum să nu fie bine, știi că practic îi forțezi și pe ei să-și imagineze ce puțin să nu le doarmă mintea și să-și imagineze strategii mai bune de a te contracara. Eu, ok, va înțeleg ce zici, dar în același timp există clar o putere politică, o putere economică, în care deocamdată nu facem parte și atunci încă deocamdată suntem, există această dihotomie. Cum? Păi, și atunci există această diferențiere care, într-un fel, trebuie să vedem cum operăm cu ea. Nu știu, pentru mine e mai mult de rumegat, adică să rumegăm un pic, da. Nici eu nu pot să formulez un răspuns pentru întrebarea ta, însă, până la urmă, adică motivul pentru care ne-am înființat această organizație noastră este să creăm o platformă care face posibil creația artistică. Și asta este ideea de bază. Și în prezent avem parte de o producție în care încercăm să lucrăm non-hierarhic, fără regizor. Și acum asta îmi vine în minte ca și un lucru pozitiv, că și deadline-ul e foarte aproape, trebuie să avem premieră în sfârșitul lunii, nu o să reușim, deci merge totul foarte încet, însă pentru prima dată simt că chiar suntem în mijlocul unui experiment de care habar n-am cum se funcționează, dar este un vibe, este o atmosferă foarte bună, toată lumea a intrat în detalii foarte personale, adică cam asta doream, cred că, acum 10 ani. Și în sfârșit am început. Nu știu cum o să iasă sau ce o să fie, dar asta mă interesează mult mai mult acum decât chestiile administrative. Și legat de succese, fiecare de cont terminat este un succes foarte mult. Când vezi cele 200 de pagini în fața ta, deci, ca și două premiere. Nu știu, pentru mine personal mi-aș dori să, nu știu, să se creeze un fel de, pentru mine, un balamuc în casa tranzit, pentru mine. Da, adică aș vrea să lucrez mai puțin și mult mai puțin și cât mai puțin în sfera culturală și în casa tranzit și mi-aș dori ca și peste 10 și peste 20 de zile să fac parte din această comunitate și să mă simt acasă tot acolo și să fac alții treaba. Lolo și cu noții și cu ceilalți colegi. Da, poate ești egoistă, dar eu asta mi-aș dori. Eu pot să zic din ce am observat în comunitatea Fabricii de Pensule, în
grupul nostru de artiști și oameni în general care sunt în partea comunității. Am observat că e nevoie de mai mulți tineri, de este nevoie de tinerii care sunt conectați direct acum la problemele momentului, care înțeleg ce se întâmplă cu societatea asta, posibil mai bine decât noi, care controlează mai bine mediile de comunicare astăzi și este nevoie de ei, dar ei au nevoie de noi. Pentru că noi avem mai mulți bani, avem mai multe rețele, dacă tot e pe rețele, nu am auzit chestia asta că e pe rețele pe scenă. Dacă tot e așa, e clar că ei au nevoie de noi și o strategie de succes pentru noi este să-i ajutăm pe ei să crească și să ia... să aibă curaj să ia lucrurile în serios și să ia puterea de la noi. Ce mi-ar plăcea mie să facă Balamuc și cred că și colegilor mei și poate să și facă, este să pornească un boicot mai evident al primirii de fonduri de la firma continentală Anvelope în Timișoara. Pentru că în Timișoara problema e cu, na, ca și aici, cu fondurile, primăria are, n-are fonduri, FCN-ul are, n-are fonduri. Continentalul are fonduri și dă foarte ușor și în același timp e unul dintre mari poluatori din Timișoara. Și prin aceste sponsorizări își greenwash-uie imaginea și noi am făcut o felul de desene și dar cred că mult prea subtil și cred că asta ar trebui să facă Balamuc, care poate să facă orice și care nu are nevoie de bani, să ia o poziție mai clară și să zică ok, când primești bani de la Continental, care sunt unul dintre cei mai mari angajatori, gândește-te și la cei care nu poate să se joace afară pentru că e insuportabil aerul și nu-și permit să se mute din cartier așa cum eu mi-am permis, de exemplu. Cartierul este, ar trebui să fie cel mai verde din Timișoara, dar pentru că este fabrica acolo, este unul dintre cele mai poluate, este spitalul de boli de plămâni peste drum de Continental, deci acolo ar trebui să fie cea mai curat aer. Da. Și atunci ei fac acolo în centru, lângă noi, fac evenimente cu Eco-Tree și Eco-Tree-ul este din anvelope sau e din alte plasticuri și îl abate soarele pe el și eliberează dioxine și atunci ar fi fain să cumva, poate și noi, așa, felul nostru amuzant și neserios, să zicem, lucrurile au consecință, oamenii ăștia sunt, li se iartă tot felul de chestii, pentru că e sigla lor peste tot, apropo de ce ziceați, că e important cine dă bani și important câte sigle sunt pe afiș și asta e. Deci aș... mai ales că acum sărbătoresc 10 ani de când sunt în Timișoara și se pregătesc pentru... No. Și mi-ar plăcea să facem poate o felicitare de la mulți ani pentru ei sau ceva. Ceva a spus deja Mihai despre ce... Ne-am gândit la niște răspunsuri și le-am... Și am inclus proiectul afacerii de anii următori, acum, în toamnă. Dacă vom câștiga, veți și afla răspunsul. Și nu sunt nu știu ce mari secrete. Noi ne-am gândit totuși că... Și de-aia am și făcut acest tour... În vara asta, prin țară, discutând cu oamenii care au construit proiecte culturale independente în România în ultimii 20 de ani,
ca această rețea să fie activată, reactivată, acest țesut să fie din nou cum a întărit și sudat și, și pus din nou în, 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 într-o, nu știu, pus din nou în acțiune, într-un fel sau altul, știi? În relație cu, cu, cu nouă generație. La asta ne-am gândit noi și formele, sigur, felul în care acest, asta s-ar întâmpla, sunt detaliate acolo în proiect. Asta cred că, nu știu, la asta ne-am gândit noi, cel puțin pentru, pentru fabrică și pentru proiectele fabricii. Noi ne-am gândit când am scris proiectul ăla, ca un proiect de viitor, așa, ca un titlul proiectului, îți pot zice, nu e nimeni din jur, bun, viitor anterior, știi? Că viitorul ăsta, că și timpul viitor are un, un trecut al lui, știi? Că are un fel de potențial și în același timp, cum poți fi în viitor încercând să fii în același, nu știu, să folosești, să ai, să, să-l fii trăit, să-l fii trăit cumva, știi? Și, noi cred că am trăit ceva din chestia asta, totuși cu fabrica. Vedem cât de complicat e mediul socioeconomic și care sunt problemele și cam, cam bănuim ce să ne aștept, știi? Nu, mult mai bine nu va fi. Și dacă ieșim un pic deja... E gata, s-a dus, da. În fine, lasă, vedem, vedem la următorul proiect. So we'll see with the next project. Tot ce-mi doresc este ca, mă rog, Centrul Național al Dansului să devină o structură privită normal, adică să aibă un statut de normalitate și să fie puțin lăsat în pace, în sensul în care nu ne punem problema, ba că ne desfințează, ba că ne dărâmă, ba că ne ia sala, ba că ne ia tot, deci nu ne care ne-au luat deja, adică tot timpul în, în lupta asta și să putem să și lucrăm, pentru că e important, dincolo de continuitatea ca existență, e important și conținut, conținutul pe care lansezi sau susții sau e, și mai, mai doresc ca centrul să nu fie singur. Doresc să se multiplice în așa măsură toate structurile de toate felurile care țin de arte performative, de arte vizuale și în tot balansul ăsta între una și cealaltă. Adică aș vrea scoaterea din sertare și facerea unui sertar mai mare și mai încăpător și în care dialogul să funcționeze mult mai direct. Cam așa. Deci ce aș vrea să se întâmple ca să simt să o spun liniștită? Așa, ok. Păi, aș vrea să capete credibilitate și vizibilitate la nivel local. Mi se pare că e ceva ce încă, pentru care încă mai luptăm și cred că dacă ar fi un proiect prioritar, un spațiu pentru noi toți cei fără casă stabilă și să fie realmente o prioritate, ar însemna că în sfârșit s-a înțeles ceva despre acest sector. Mi-aș dori foarte mult să fie o comisie, o delegație de la primărie care să vină să bea o bere și să stea la un spectacol și la discuțiile de după și să zică acum am înțeles. Adică am senzația că încă nu se înțelege și aș vrea foarte mult să văd revelația asta în ochii cuiva și să simt că ok, s-a înțeles despre ce e vorba și atunci se dă credit și spațiu și de acum o să fie bine. Thank you so much to everyone for your contributions, for your patience, for participating.